Este vorba de doamna Marina Capbun, profesor universitar și doctor la Universitatea Ovidius din Constanța. A studiat filologia la Universitatea din București, este profesor la Universitatea Ovidius din Constanța și membru fondator și director STUR și membru în Comitetul Society for Romanian Studies. Este directorul Școlii Doctorale de Științe Umaniste, a predat și la University of Washington, Seattle, Universitatea din București, Indiana University, Bloomington și a conferențiat ca invitat la Columbia University, New York, Universitatea din Pisa și Universitatea din Ankara. A condus proiectul CNSIS Studiile Românești în Lume, a fost director național pentru mai multe proiecte internaționale și a scris și a publicat Oglinda din Oglindă, studii despre opera lui Ion Luca Caragiale și alte opere. Mă invit în scenă pe Marina Capbun și pe primarul municipiului Constanța, Virgil Fițac. Să rămână domnișoarelor, doamnelor, femei liberale, dar nu mai și invitate, vă salut pe toți cei prezenți aici. Mai mult decât s-a spus despre doamna profesor, eu n-am adăugat. Țin să spun că avem o relație foarte bună cu Universitatea Ovidius. Chiar săptămâna trecută am aplicat la un proiect extrem de important în care dumneavoastră sunt lead partner. E vorba de consorțiul dual și suntem într-o competiție accept aici, în regiunea de sud-est. Sper să-l câștigăm. Știu că rândul liberalilor s-a declanșat femei, s-a declanșat și competiția electorală și văd aici reprezentante de la nivel central. Le urez succes tuturor. Nu aș fi de acord cu doamna primar Anca Bremu, care, dacă am auzit bine, spunea că politica este mai mult adresată bărbaților. Cred că după performanța și prestațiile doamnei prim-ministru Thatcher și doamnei cancelar Helmut Kohl, e greu să mai spună cineva în momentul de față că politica este apanajul bărbaților. Eu îmi doresc ca la cel mai înalt nivel, în partea cea liberală, să fie mai multe femei și cred că ar fi mult mai mult echilibru.